Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara asta de The Escapist 2, așa? Asta continuăm continuăm încercarea de a ieși din închisoare și stați așa. Chiar mereu când filmez pe bandă rulantă am o problemă, uit să fac chestia asta ca să se vadă, să vedeți cum trebuie, să nu fie probleme și chestii, da, da. Nu, uite, acum avem free time, tipul ăsta vine de pe așa, ok, trebuie să facem rost, neapărat trebuie să facem rost de următoare de chestii, au, oh, shit, rost. Ok, pe aici nu e nimic, trebuie să facem rost de niște cutii de vopsea de alea. Ok, nu prea știu de unde aș putea să fac rost, pentru că nu prea mai știu unde pot găsi în altă parte creituri și chestii. Ok, aici nu e nimic care să nu fie de folos. În caz că n-ați înțeles, sunt încerc să caut acum niște creituri ori chestii de cufere de astea să fac pe asta n-am știut, ok, da. Am uitat cam asta la mine, numele ăsta, nu știam că le-am, da, ok, da, fac. Cam asta se întâmplă dacă treci cu chestii ilegale pe acolo, dar, da, mă rog, ți le am rămas cu astea două, pe care mi-aduc aminte că aș avea nevoie de ele, dar nu mai sunt sigur dacă ai nevoie cu ele, dar bine că m-a bătut ăsta, mi-a dat 20 de mii, mi-a dat daună, nu-i problemă. Ok. Ok. It's ok, hai fă-mi viața, fă-mi viața, las că-mi fac viața mai încolo, am destul de viață. Uite, cufărul ăla nu pot să ajung, cufărul ăla nu pot să ajung. Și-o de-aia bătut. N-au nimic ăștia sărăcii, frate, n-au absolut nimic folositor. Nu știu ce se termină free time-ul și n-am ajuns aici. Fuck, no. Roll call-i imediat ajung. Imediat, nuțule, nimic! Dude, serios! Vreau cum eu să fac chestia asta. Să fiu sigur. Și deja un cățel. E, oricum nu mai am nimic ilegal, dar... Na, că idee. Ia, tu. Na. Deci că se ia de mine, dar din nu am făcut nimic, chiar veneam acum în momentul ăsta. Așa, da, mă vedeți. Hai să vedem dacă ăștia mai au pe aici. Uite ăsta, dar n-am bani, uite mai repede ăsta. Sam, ăsta are deja, deci să ținem minte pe Sam. Că are deja forță băiatul. Bă, tot e seară, tot n-am ce face, știi, adică pot să fac chestia asta. Urșirea urmează să ne punem la somn. Bam, bam, bam. Ajunge, stai, uit că asta e aici, e a mea. Bam! Gata, mă, vedeți, acum așteptăm să treacă. Ok, rămâne. Opening. Așa nu merg chestiile, pentru că s-a resetat asta. Putem să smotocim pe aici. Până ce pornesc din nou camerele. Dar săraci, n-au nimica. Dude, serios. Hai cu roll call-ul tău și acum pot să plec. Bun, așteptăm următorul job time. Bă, și eu nici eu nu nimeresc asta. Și aia era. What the fuck, ce s-a auzit? Să auzi ceva. Zic că nu fix aici, John. Ok. Chestia asta nu mai trebuie. Chestia de sfânda WC-uri, da. Nope. Ok. Bam. Băgăm și pe astea aici, și pe astea. Hât, ce unul e frumos. Un șobolan.
breakfast. Okay, avem breakfast. Vreau să fac chestia asta. Și am fundat. Uitați așa, mă băieți, am fundat noi veci. Ce? Vișiu, așa mă fundă vișiu. Mă băieți, mă. Data asta am verificat să n-am nimic la mine. Încă data trecută că am fost nasoală. Treaba. Hai să vedem că s-au resetat cuferele. Deci ce asta înseamnă că putem să verificăm acum toate zonele astea. Desc. Să vedem ce reușim. Aoleu, nici aici. Dude, serios. De ce nu găsesc chestii? Deci nu am norocul să găsesc chestii. Uitați-vă și voi. Chiar nu am norocul de a găsi chestii. Este o problemă. Cunoscățeni. Job time perfect. Opening. Ok. Asta. Like și asta o să fie bună. Nu știu, mă umplu de chestiile astea. Nu știi când ai nevoie. Înțelegeți? Și eu tot încerc să opresc. Ca să... Da. Hai să luăm ce avem nevoie. Bam. Da, ok. 4. Da, deci că trebuie să ne apucăm să facem iar asta. Așa. 5. 4. Așa. Haide. Ia-o, frate. N-am loc. Nu, dar nu am loc. 5. Așa. Și asta. Și am făcut job-ul. Nu putem să aruncăm chestiile astea. Așa, asta. Ok. Bam. Frumos. Ne-am luat bănuțile pe job. Cred că ar fi trebuit să ne lăsau să se termine job time. Da. We need to finish the job time. Dude, acum porni curent. Like, pe bune? Și haide! E bine pe exercise time, că avem nevoie. Frumos. Bam. Vreau să mai fac. Ok, ți-a dus și energia. Băieți, hai să zic că mă las, sper că să nu ne ia nimeni. Sper că mă las să craftez. Bun, am craftat, acum punem asta înapoi. Oh, shit, stai că ăsta e cu ilegale cu de-astea. Mai bine pierd o bucată de lemn, știi, pe asta o mai găsești, o mai... Pana mea decât restul, care nu le găsești. O stau aici. Frumos, ne relaxăm, hei! Așa? Ne relaxăm și noi frumos. Elegant cât de cât. Ok, oh shit, bun, perfect, e free time, mă băieți. Luăm asta și astea. Și hai să încercăm să facem ceea ce avem nevoie. Haide, Johnule, că... Haide. Hai că așa scoatem repede, că imediat cu șurubenții, imediat am scos astea. Haide. Oricum, în camera asta nu intră nimeni, deci e ok. N-avem treabă. Bam. Haide. Hai că avem timp tot free time-ul, cred, să scăpăm. Oh, fixed bike. Maybe I can make a makeshift rocket
thruster to power this thing. Okay. Okay. Este sunt craftăm aici ce avem. Am prea chestia să las asta aici. Ok, deci presupun că ne-a intrat la crafting sau ceva, adică presupun. Subțin presupun că ne-a intrat. Da, uite-l aici. Rul, dar gen, nu se craftează deloc greu. Și cred că pot să fac rost de chestia asta. Chiar pot, nu știu, stai, am inteligență 40. Da, cum să nu. Hai să luăm ăsta, să-l punem aici, că avem nevoie ca să putem ieși. Așa. Așa. Acum am plecat și acum trebuie să facem rost de o doză de suc, o doză de suc pe care o avem. Ok, deci o doză de suc o avem. Și vezi de astea. Easy, boy, tocmai ce am scăpat, practic, vezi, în acest episod am scăpat, deci în două episoade am reușit să scăpăm, cât? Bine, sper că funcționează așa cum presupun eu că ar trebui să funcționeze. Pentru că dacă nu e nasol, nu. No. Ho! What the... Ia uite-l pe omul meu! Bă, avea rampă! Ok. You escape, boy! M-am notat. Azi, mă vezi, dacă vă apreciați episodul, uitați să apăsați butonul de like. Data viitoare revenim cu o altă închisoare de maximă siguranță. Dați de like, share, subscribe cu clopoțel mai ales, pentru că să primiți toate notificările atunci când postez. Aveți canalul de Discord, mă rog, grupul de Discord în descriere, unde avem un bot care vă anunță de fiecare dată când postez un videoclip nou și probabil o să fiu acolo când o să fac un live, când o să încep în live-urile și contul meu de Instagram, dacă vedeți, să vedeți alte poze cu mine și mai știu eu ce mai postez pe Instagram. Mă vedeți, cam asta am fost. Până data viitoare. Ceau, bă. Pa, pa.